Da. Suntem de acord? Putem începe? Da. Nu m-am uitat, nu m-am uitat. Spuneți. Un moment de colegi, pe colegi. Da, foarte frumos. Da. Corect. Doamna secretară. Prezenta ședință a fost convocată prin dispoziția numărul 340 din 9 decembrie 2017 a primarului Comunei Margineni cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Margineni pentru anul 2017. Inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019. Inițiator domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem profesorului universitar dr. docent Alexandru Piru. Inițiator domnul consilier Cândea Andrei Vasile. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din ADIS a orașului Dărmănești. Inițiator domnul primar. Punctul 5. Diverse. Dacă sunteți de acord, nu? Abținere, poftiți. Pentru primul punct al ordinei de zi, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Margineni pentru anul 2017, am primit de la Ministerul Finanțelor Publice, la capitolul sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor la învățământ, suma de 1.670.000.000 pentru plata hotărârilor judecătorului și ale cadrelor didactice și pentru salariile acestora. De asemenea, tot de la Ministerul Finanțelor, am primit suma de 510.000.000 de lei, vechi, vorbesc cu lei vechi, pentru din sume defalcate din TVA și sume alocate din cotele defalcate pe impozitul pe venit, deci pentru cheltuielile de administrație. De asemenea, în baza unor contracte de sponsorizare de la unii agenții economici, avem suma de 60.000.000 de lei pentru achiziționarea de pachete cadou pentru copiii din Comuna Mărturiei, copiii de la centru social, pentru elevii de la școli și pentru ce o să mai poate. Sfânta Maria de la Baraj, care se numesc Necolinde. Cum? 60.000.000. Deocamdată, că dacă vor mai fi... Discuții marginea asta sau sunteți de acord? Voi avea posibilitatea să suplimentăm cu ceva? O sumă cât de mică, până la 100.000.000, cu 100 de... Nu mai dă voie legea. Nu ne mai dă voie să facem mai nouă. Tot adică sponsorizări. Atât doar din sponsorizări, pachete. Cine? Diferența de la lemne. Lasă că lemnele s-au scumpit foarte mult. O să le luăm și mai scump, atât. Să punem la vot punctul 1. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de stabilire a rețelei școlare în Comuna Mărgineni, județul Bacău pentru anul școlar 2018-2019. Structura rețelei școlare va rămâne aceeași. Școala cu personalitate juridică Alexandru Piru din Mărgineni și cu școlile din subordine, școala gimnazială Luncani, școala gimnazială Barați, grădinița cu program normal numărul 1 Mărgineni, grădinița cu program numărul 2 Mărgineni, grădinița cu program normal Luncani și grădinița cu program normal Barați. Grădinița de la Poiana a fost desfințată din lipsă de ele, pentru că au fost duși la școala Luncani, la grădința Luncani. Propunerea va fi trimisă către inspectoratul școlar, respectiv Ministerul Educației și abia după ce vom primi avizul conform vom putea să adoptăm hotărârea. Dar acum este doar în stadiul de propunere. Spuneam la vot. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem profesorului universitar dr. docent Alexandru Piru. Domnule, dacă vreți dumneavoastră să explicați. Da. Trebuia să vină și domnul profesor universitar Danilă. Mi-a zis că ajunge la, până la fix ajunge, dar văd că nu a ajuns. Dânsul și am acționat și eu și suntem promotorii
acțiunilor din 2018 cu Unirea, dar și cu aceste evenimente în ceea ce privește pe Alexandru Piru, istoric și critic literar. Este născut și crescut aici, în comuna Mărcineni, și a definitivat studiile și după aia a fost profesor universitar la Craiova și rectorul universității de acolo, care îi poartă și numele. După aia la București, a fost și în al doilea război mondial, l-am găsit în Arhivele Statului la Pitești și a avut o funcție destul de importantă în acest război. Era curierul unei unități militare. Având în vedere că este născut și aici, în comuna Mărcineni. Mărcineni este o localitate de prestigiu și pentru județ, dar și pentru țară. Din acest punct de vedere, în 1994 s-a dat și denumirea școlii Mărcineni, școala în care a învățat primele 4 clase și poartă numele de Alexandru. Și dorim ca și dumnealui să fie distins cu diplomă post-mortem în în momentul ăsta eram asupra discuțiilor purtate de domnul pentru Alexandru Piru. Puteți să continuați dumneavoastră sau să vă țineți dumneavoastră discursul, ne ținem cont de ceea ce spune. Pe scurt, da, trebuie să ne o revistă de aici. Am trecut pe la redacția revistei ATN-ul, în care se vorbește despre Alexandru Piru, dar altceva vreau să vă spun. Mă bucur foarte mult receptivitatea pe care ați demonstrat-o, acceptând înscrierea pe ordinea de zi acestui punct. Ceea ce probabil știți este că Alexandru Piru este unul dintre cei mai importanți critici și istorici literari pe care i-a avut România și i-a are în continuare, pentru că ne-au rămas cărțile de la el, cărți de referință, cărți care au instruit generații de profesori de limba și literatura română, nume mari din literatura română, din istoria literaturii române, se referă la modelul Alexandru Piru, a fost studentul lui George Călinescu, a scris de 4 ori de mână istoria lui George Călinescu, un volum de 800 de pagini, într-o vreme în care nu era cunoscută varianta din 1940 a acestei, 41, pardon, a acestei lucrări esențiale. Și anul acesta, pe 22 august, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui, nașterea aici, la Mărcineni. Noi, la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, am organizat chiar în ziua de 22 august o manifestare de mare ținută. Domnul Cândea, domnul consilier Cândea ne poate confirma acest lucru. A fost o întâlnire oarecum obligatorie pentru noi, fiind ziua de 22 august. Atunci am propus ca la Mărcineni să revenim și să organizăm ceva. Ei bine, nu se poate realiza un lucru de durată decât probabil în cuprinsul acestui an școlar, dar ceea ce ați acceptat dumneavoastră este de toată lauda ca până la sfârșitul anului calendaristic, deci anul, să-i spunem, și Alexandru Piru, anul centenarului, să primească post-mortem titlul de cetățean de onoare al comunei. Este o cinste pentru comună, pentru județ, este o cinste pentru școala, pentru elevii de aici, pentru generațiile de elevi care vor pleca de aici în țară, în lume. Și de aceea, repet, laud faptul că ați fost atât de receptivi, atât de prompți, încât probabil că
celelalte preparative și urmează drumul lor. Spuneam că am adus cu mine revista Ateneu, ultimul număr, pe noiembrie și decembrie, în care există un interviu cu Eugen Simion, unul dintre ei, știți foarte bine Eugenul Simion, în care vorbește despre Alexandru Piru ca un, despre unul dintre cei mai buni prieteni ai lui, cu care venea la Bacău și cu care bătea străzile Bacăului, oprindu-se în fața casei Vasile Alexandrii. Alexandru Piru a ținut foarte mult la Vasile Alexandrii, este casa în Bacău care trebuie să devină muzeu și va deveni. Este povestit acest episod în revista Ateneu. Încă o dată vă mulțumesc pentru receptivitate și să acceptăm, să vedem viitorul să fie de partea culturii românești, mai ales că ne așteaptă un an când trebuie să dăm seama de ceea ce am făcut pentru a pune în valoare tezaurul spiritual românesc. Vă mulțumesc! Această acțiune este cuprinsă și în planul Consiliului Județean pentru activitatea de anul ăsta, dar și la anul, finalizarea ei la anul, cu ocazia centenarului. Și domnul președinte, chiar astăzi am fost la o ședință acolo, a spus că vor cuprinde niște bani și pentru comunitățile unde sunt asemenea acțiuni. De asemenea, am întrebat dumneavoastră de casa lui Vasile Alexandrei. E vorba să au ajuns la concluzia ca să o cumpere la nivelul care va fi prețul stabilit de un expert. Da. Deci sunt niște perspective bune pentru Bacău, din punctul meu de vedere, și pentru comunitatea noastră mărgine. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul Sorin Brașoveanu în legătură cu Casa Alexandrii. Luni voi fi la ședința Consiliului Județean pentru a susține cauza Casei Alexandrii, dar vreau să vă spun că Alexandru Piru, când a venit la Bacău, a spus: avem, e bine că vă ocupați de Bacovia, dar încetați odată cu cultul acesta pentru Bacovia, că deja s-a făcut destul. Faceți ceva pentru Vasile Alexandrii. Și, repet, sunt cuvintele lui Alexandru Piru, care este al dumneavoastră de aici. Dacă nu mai e nimic, să sperăm că la anul și noi, Consiliul Local, deja noi am alocat și anul ăsta o sumă pentru bustul care trebuia să fie pus pe socul din fața primăriei. Ne-am împotmolit în documentații, în avizii, dar sperăm că la anul să nu fie un eveniment documentat. Am văzut că sunt cuprinse în programul de activitate. Da. Socul există, deci bustul, dacă mai, va mai trebui... Documentația și aprobările necesare. Este foarte supoasă și trebuie făcută de un expert. Documentația pentru avizarea bustului. Noi am cerut la Ministerul Culturii... Poate cer să-i întorc Consiliul Județean în cazul ăsta, vă spunea și domnul Pindere. Da, nu... Nu a trebuit să fie pieci, cred, nu? Nu piedici, nu vor fi. Sunt foarte puțini specialiști care să avizeze asemenea lucrări. Sunt foarte puțini specialiști. Iar din nefericire, de ce ne-am lovit noi, din câte știu, sunt imaginile foarte puține cu chipul lui Alexandru Piru. Că, de fapt, asta s-a și invocat atunci când a trebuit să dăm statuia de senator, senatul României. Sigur. Da. Putem vorbi. Și la chema dumneavoastră nu aveți câteva poze ca să poți să găsi frite? Nu, avem două imagini. Poate ne ajută domnul profesor. Sigur că da, sigur. Pot, nu știam. Da. Nu știam de da. Asta e da. Sigur, da. Sigur. Da. Domnul profesor are înregistrat pe o bandă magnetică și... Am interviu cu el, cu Alexandru Piru, pe bandă magnetică. Am fost la el la București în 1981. Da. Iar la Craiova, acum pe 3 noiembrie, cei de la Universitatea din Craiova i-au făcut o manifestare excepțională. Am fost acolo, eram obligat să merg, pentru că Alexandru Piru este cel care a fost primul decan al Facultății de Filologie de la Craiova. El a fondat acea filologie de la Craiova. Îi sunt datori toată viața universitarii. Domnul profesor, dacă își permiteți ca o completare, profesor universitar la Craiova, la universitate, a fost și Râncu Gheorghe, din Luncar. Tot din Luncar. Din Luncar. Profesor universitar. Da. Râncu. Râncu. Da, de biologie, știu. Am vorbit cu soția lui, știu. Există un fond, chiar domnule primar, domnul Pintor Silie, ar merita, într-adevăr, pentru Râncu,
familiar, în cui ar trebui pusă în valoare la nivel local, sărim așa de la una la alta, nu, dar dacă e bine că vorbim de o zestrea spirituală din voastră. Exact. Am vorbit cu doamna Râncu, dânsa m-a căutat. Eu l-am personal pe domnul profesor. Așa. Și mi-a dat câteva cărți din bibliotecă, spunând că la mine sunt în siguranță. Și nu la mine, acasă, sunt la societatea Vasile Alexandri din Bacău, pe care o conduc. Deci avem și momentul și... Exact, Craiova. Craiova este. Și atunci la Craiova nu avem acolo poze mai actualizate? Da, are în arhiva dumneavoastră lui domnul. Da, poze, poate au vreo ceva, nu? Ca să nu mai întâmpinăm dificultatea asta aici. Da, eu am pus în documentația pe care am lăsat, dar bine, sunt niște copii Xerox acolo. În documentația am lăsat vreo 20 de pagini, ei nu chiar 20, dar 15 tot sunt de acolo, legate de Alexandri, inclusiv de ceea ce s-a petrecut la Craiova. Da, și există chiar, dacă vreți să prezentați coperta programului, acel portret îl avem bine în format și mai bun. Alexandru Piru. Da. Și, sigur, ținem legătura. Da. 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 Supunem la bun, dacă suntem. Doamna secretar. Dacă îmi permiteți un pic, fiindcă, fiind vorba de domnul Piru, locuitorul Comunii Mărgineni, vă cer încă o dată permisiunea, poate pe cineva să plictisesc, numai 3 minute. Eram în clasa 1 în 1947 și ne-a trimis un domn învățător, cum se vorbea atunci, să aducem o hartă de la Consiliul Popular. Acum nu știu cu ce probleme, era domnul Piru acolo. Și am intrat înăuntru, am dat bună ziua, acolo era un țigan și un român, adică Ianuș Fodor, tu Fodor, știi? Și Brândușcă. Și ei aveau niște procese prin oraș, la tribunal, acolo, și acum au venit și la primărie. Și îl văd pe domnul Piru, sculat în picioare, zice, moșu Fodor, ia stai mă ta pe scaunul ăsta. Și băi, stai și tu pe scaunul ăsta, eu pus față în față. Și îi spune lui bătrânul ăsta, lui, domnule, tu ești un gospodar, ești cu familie, ești cu tare. Bă, tate, judești cu un om din ăsta, cu un pârlit din ăsta. Hai, dați mâna și împăcați-vă. Dar noi eram copii, bă, dați acolo, dați mâna de acolo și nu mai exista proces între voi. Vă mulțumesc pentru ascultare. E vorba de tatălui. Da, da, da. Tatălui care a fost secretarul de la primărie. Și toată lumea îi lăuda, adică o familie bună. Da. Vă mulțumesc, trecem. Vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a orașului Dărmănești. După cum probabil știți, există un litigiu între orașul Dărmănești și ADIS, datorită faptului că cei de la Dărmănești nu sunt de acord să mai plătească taxa pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din Dărmănești, decât în condițiile în care se va cântări tot gunoiul menajer. Și am înțeles că sunt de câțiva ani n-au mai plătit. Da, se va cântări la plecarea din Dărmănești sau la Dărmănești? Să se cântărească la depozitare. Se ia, deci am înțeles că s-a stabilit tariful de 266,40 de lei pe tonă, așa, iar în contractul de delegare pe care l-au încheiat e 317,73 de lei pe tonă. Dacă plata se face pe tonă, nu-i logic că ar trebui să cântărească? Dar logica asta, deci noi acum ei să bată Dărmăneștiul, dar Uineștiul și alții, mai erau mai mulți. Uineștiul a plătit. A plătit în totalitate. A plătit eșarunarea, solicitat de eșarunarea de a început plata. Și ei au rămas numai Dărmăneștiul, singura localitate care... Numai Dărmăneștiul care nu vrea, am înțeles că se judecă, Dărmăneștiul asta și refuză în acest moment să plătească, se judecă, există un litigiu pe rolul instanței. Deci n-ar fi bine să așteptăm... Ei doresc acum doar să împuternicim o persoană care reprezentantul Comunei Mărgineni. Dar avem la ADIS, domnul Bani, nu? Domnul Bani este, da. Da, păi nu o să aibă ce face cu gunoaiele, până la urmă trebuie să ajungă tot aici. Sau deșeurile astea menajere. Tot aici va trebui să ajungă.
să asocieze cu cineva, că sunt obligați să-și rezolve problema mediului. Cum? Sunt niște condiții delicate, contractul cu Rompresc e atât de dur încât și Voinești s-a speriat. Noi încă mai avem noroc, mai avem un an, cam un an mai și ceva mai avem noroc, încă n-am trecut la Rompresc, noi mergem pe vechiul... Dur că va trebui selecționate din momentul în care se va trece la nouă contract, selecționate, cum se spunea odată aici. Da, și trebuie, oricum, trebuie o discuții foarte serioase cu cetățenii, să nu mai pună în camerarele de gunoi deșeuri de la dărâmături, să nu mai pună reziduri de la... Pietre, sticle, da. Curăță copaci, curăță via. Până să va trece și la noi să... Cum credeți că se poate schimba o mentalitate? Se poate schimba ca la Hemiuș. O participat polițistul comunitar, a urmărit mașina care ridica... Nu că se poate schimba ca la Hemiuș, se poate schimba ca în Occident. Va trebui firmele de salubritate să aducă coșuri pentru deșeuri selective. Gunoiul, menajer, tot ce ai spus. Civilizăm omul nostru ca să... Ar trebui să începem, totdeauna zicem că nu se poate. Hai să începem, că avem exemplu și... N-au fost și le-au furat gardurile. Au fost punctele cel de colectare selective. Aducă câte patru coșuri, pentru sticlă, pentru urtii, noi să ne mulțumim acum și omul, și să treacă pentru gunoi menajer o zi. Domnul Fodor, să ne mulțumim să fie numai gunoi menajer, să nu fie molos, să nu fie restul vegetal. Omul să-i aducă, domnul. Trebuie să înceapă de undeva o treabă, nu? Trebuie să începem de undeva, dacă tot nu trebuie să ne bate tot timpul, nu se poate. Ba, se poate. Și vă spun, și afară, de exemplu, în Italia, acum 3 ani de zile au început să selecteze și hârtia și nu te mai lasă... Atât de târziu? Acum se selectează de mai mult. Acum 3 ani de zile a început să dea amenzi. Deci a fost, au adus coșuri și acum se dea amenzi. Erau zone și zone. Deci erau zone și zone, nu acum 3 ani de zile la Milano a început să dea amenzi. A văzut că nu se respectă. Amiez. Și când a luat o amendă, că uite, vine ăla și și-a plasă. Amiez și-a decis să dea din 2005 amenzile. Și erai filmat la coșul... Acum trei ani de zile, spune. Mai la spune la coșul. Centrul de colectare. La diverse. La diverse. Stimați colegi, dacă îmi permiteți, nu știu, sau poate domn primar, cineva faceți cunoscut în legătură cu recepția de la Iluminatul Public, la panoul fotovoltaice. Ziceți dumneavoastră ceva? Intenția care a fost, că nu a fost o recepție. Săptămâna trecută a fost constituită comisia de recepție la ieșirea din garanție a sistemului de iluminat public. Au fost și domnul Pieptănuș și domnul Petrea. Din asta ați plecat mai repede. Comisia a stabilit suspendarea recepției până când constructorul va efectua o expertiză tehnică la tot sistemul de iluminat. Am înțeles că sunt foarte, la fel, destul de puțini experți și vremea nefavorabilă. Undeva până în martie se va face expertiza să se stabilească cu exactitate dacă este o greșeală de execuție a lucrării sau o greșeală de proiectare. Nu ca să înțelegi asta, să meargă în paralel cu inspecția care fac o garabilitate, am înțeles că este dosar pe... Cine? La unde este dosar? La ce? Iluminat. Unde este dosar? Dosar? Nu este nimic. Nu, s-a solicitat acum un an jumate, un an. Așa, s-a solicitat toată documentația care a stat la baza licitației și documentele de la Elina de către DNA. Am dus vreo 14 biblorafturi. Le-a lăsat acolo, nu am mai primit niciun răspuns. Ceva se lucrează, da. Să știm. Deci știam că acum... Noi, ca beneficiari, am făcut o întâlnire undeva, n-am făcut până acum nimic. Nu, noi am făcut în perioada de garanție. În perioada de garanție am respectat pașii care se impuneau în această perioadă. Adică am adus permanent la cunoștința constructorului toate defecțiunile. Am solicitat remedierea lor. Împreună cu proiectantul am stabilit un proiect de eliminare a efectelor infiltrației de apă la stâlpi, care s-a pus în executare. Adică, pe perioada de garanție, noi am făcut tot ce s-a... La urmă, concret, deci în perioada de garanție, în ăștia 2 ani de zile, 2015-2017, deci ați respectat toți pașii. La ieșirea acum, la recepția finală... Dar nu s-a făcut recepția finală, asta încerc să... Deci, când trebuia făcută, mai e posibilitatea asta de 90 de zile, de 3 luni de zile, de a fi de suspendare, care undeva constructorul poate,
constructorul poate cere o expertizare a instalației să constate viciile în execuție. Asta s-a și făcut. Atât. Deci el nu face nimic decât merge în virtutea legilor și modului de recepționare a lucrării. Și nimic altceva. El după cele 90 de zile până în martie... Haideți să fim corecți. În perioada de asta de garanție, constructorul a schimbat, cred că mai bine de 50% din baterii. Baterii de acumulatori. A modificat sistemul de la stâlpi ca să evite infiltrațiile. Deci s-a făcut, nu se poate spune că constructorul n-a făcut nimic decât să aștepte recepția. Nu. Ei, s-a făcut, se pare totuși că de asta și ei vor să vadă dacă s-a greșit la punerea în operă a proiectului sau s-a greșit încă de la proiectare. Se putea face și în perioada celor de garanție. Eu cred că nu sunt specialiști. Dacă ei au făcut lucrarea, un an de zile au lucrat la remediere și ei încă nu știu concret unde e defectul. Despre ce vorbim? Dacă ține minte exact, acum un an de zile a fost ședința, când le-am dat termen până pe 20 martie, dacă nu remedierea, și după un an de zile de remediere, ei nu știu unde. Nu. Au schimbat acumulatori care acum aplică iar. Chiar cu sistemul ăsta. Majoritatea care eu schimbat acum. Noi cu lucrarea asta o să avem probleme totdeauna. Să știi din fapt, de când era șorul primar, când l-a spus el din fașă că nu-i dădeau avizele pentru că nu aveau o altă lucrare în față făcută în stilul ăsta. Deci ăștia care au făcut lucrarea... Deci ăștia care au făcut lucrare, nici ei n-au fost niște experți. Ca să se fie întâmpinat în altă parte. Noi le-am pus becuri acolo, ne-au frecat bateriile. Și n-aveau. Dumitare, uite, componența primei comisii la recepția, la terminarea lucrărilor. Inginer specialist, vezi numele aici. Haideți să o luăm așa. E adevărat, domnul Pieptănu. Dar luăm inginerul ăla specialist să-l întrebăm câte lucrări de genul ăsta mai făcut. Domnule, i-aș asumat, n-are nicio responsabilitate. Mă, dar dacă tai copaci de viață și mă duc eu să tai, știi să tai copaci, dar nimic ca mine. Deci, și asumă, asta. N-are nicio responsabilitate pentru ce se neagă. Nu, aici la fel nu aveți... Eu pot să știu cum lucrez copaci mai bine ca mă, dar nu pot să știu. Dacă vii cu mine în construcții, țara că nu știi ce știu eu. Așa că ei nu au fost specialiști, nu au mai făcut lucrări de genul ăsta. Au împușcat și ei acolo și gata. Haideți să vă spun, știți care sunt atribuțiile specialiștilor? Să verifice dacă materialele puse în operă sunt conforme cu proiectul și corespund din punctul de vedere al parametrilor tehnici proiectelor proiectate. Sigur. Deci, asta verifică. Doar materialele. Dar în lege se menționează. Și menționarea conformă. Și proiectatul trebuia să știi ce baterii, deci în loc de varta, punem alta sau... De asta vă spun că... Deci ei nu au știut. Au greșit-o. Asta e clar, că s-a greșit din start, din proiect. Da, dar suferim noi astea. Păi și asta e, ne-am asumat-o, cred că, de când am aprobat prima dată acest proiect. Dacă ai asumat la început, să nu încerci cel puțin să se rezolvi cât de cât... Dar nici acum nu știi să o rezolvi. Asta e chestia, că nu știu. Pare eu că nu știu cum să o rezolvi. Nu, domnul, singura soluție știți care este? În momentul de telegestiune. În momentul în care se termină, pentru că aceste baterii nu pot să înmagazineze suficientă energie ca să meargă toată noaptea un bec. Nu verificat performanțele caracteristicile unui acumulator. Nu verificat cineva? Noi presupunem, astfel nu suntem niciun specialist. Dar asta e expertiza. Dirigentul antier, domnul Bun, s-a mulțumit. Da. Vă cer cu dumneavoastră să ne luăm de... Când eu am avut, eu am verificat totul, corespunde totul perfect. Dar corespunde proiectului, domnul Pieptănuș. Pe proiect îl verifică verificatorul de proiect. Că orice proiectant este verificat de un verificator de proiect. Orice constructor este verificat de dirigentele de șantier. Eu, ca și constructor, nu sunt obligat să știu proiectare. Orice trebuie să ai ceva caracteristici. Lui s-a dat proiect, eu trebuie să respect proiectul. Dar aparențe, dacă tu vezi carcasa... Noi l-au respectat proiectul. Dacă ei au respectat proiectul, nu au nicio vină. Ați văzut? Asta e partea de la București. Erau acumulatori. Și dacă ăla care a făcut proiectul nu a avut experiență... Ce-i faci lui ăla? N-ai ce face asta. Asta e. Erau acumulatori, am văzut acumulatori fără nicio inscripție pe carcasa lui domn. Ei, ăla cine a fost verificat? Nu există. Am văzut acumulatori fără nicio inscripție.
Domnul Pieptănuș, sunt documentele de proveniență ale acumulatorilor. Au certificat de conformitate. O primar vă chinezească, poate. Domnul Pieptănuș, din eu vreau că am învățit. Nu e adevărat, dar aici nu cred că totuși cineva... O primar vă chinezească. Așteptăm expertiza și vedem ce se stabilește. Oricum, într-adevăr, trebuie făcut ceva. Și unghiul cu un car de soarele pe panouri. Nu, panourile sunt orientate bine. Este ăsta la decimitul de constructor? De constructorul va avea. De exemplu, pe ea lor. Constructorul a solicitat. Dar nu spune, domnul Pieptănuș, este dreptul constructorului să facă o expertiză. Și proiectatul, dacă el este proiectatul, să atace. Și proiectatul va să atace, categoric. Noi avem avizat toate soluțiile tehnice, sunt avizate și de către finanțator. Nu ai mai expert ăla. El nu știe, trebuie să pui unul mai bun de unde găsăm. 2009, acum sunt... De unde găsăm iară mai bun ca ăla care o găsăm. Nu-l găsești, domnule, stai cu mine. E proiect unicat cu care ne-am lăudat că spargem țara și am spargem. Ce-o lăudat cu jumătate? Nu-i unicat proiectul nostru, așa se face. La un număr așa mai mare, dar nu. N-avem cele mai frumoase becuri, cele mai bune baterii și gata. Ce va fi? Pare să stă că e gâna lață, nu am văzut. Mai dorește cineva? Discute ceva? Mulțumim de participare. Doamne, la divers, vreau să zic numai o singură vorbă. M-a bătut la cap domnul Anton Șoros, cetățeanul nostru. Vreau ok de la școală. N-am știut ce răspuns îi dau, am vorbit un pic cu doamna secretară mai înainte. Vreau ok să aibă și el o sală de clasă, cu o zis că se adună cu câțiva pensionari să stea de vorbă. N-am știut ce răspuns îi dau. Da? Poftim? Nu, doamne, au spus că nu fac politică și nu motive religioase. Nu acțiuni religioase. Da, doamne, da. I-a spus treaba asta, fără religie, fără... Problema este că școala de la Trebești este dată în administrarea parohiei ortodoxe. Am votat-o de la... Udului, pe perioadă de 5 ani de zile. N-am știut că nu întregimii. Iar mi-i dă preoție cu cea mai mare plăcere. N-am știut că nu întregimii. Că el zicea că vreau o singură clasă. Zic că poți să ridici problema să vii de asta. O spirală. Dacă nu mă am vizabil la frate, mă moară și acolo îi dau. Îi dau moară și gata, are. În 3 mei când fac 5 oameni. Dar cât ceva lucrat să vii liberă? Cât ceva lucrat să vii liberă?